Vreau să citim din 2 Cronici, capitolul 33, începând cu versetul 10, câteva versete doar. 2 Cronici, capitolul 33. Domnul a vorbit lui Manase și poporului său, dar ei n-au vrut să asculte. Atunci Domnul a trimis împotriva lor pe căpetenile oștirii împăratului Asiriei, care au prins pe Manase și l-au pus în lanțuri, l-au legat cu lanțuri de aramă și l-au dus la Babilon. Când a fost la strâmtorare, s-a rugat Domnului Dumnezeului lui și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. I-a făcut rugăciuni și Domnul, lăsându-se înduplecat, i-a ascultat cererile și l-a adus înapoi la Ierusalim, în împărăția lui. Și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. Amin. Doamne, am vrea din cuvântul Tău să ne înveți în această dimineață, dă-ne o inimă bună, gata să primească adevărul Tău și dă-ne și voință să-L împlinim în viața noastră. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Vreau să îmi exprim bucuria să-L văd înapoi acasă pe prietenul nostru, fratele Neagu este în mijlocul nostru și mulțumim Domnului pentru el, pentru întoarcerea lui acasă. Frați și surori, în dimineața aceasta aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră despre o dramă care este foarte comună între credincioși, între pocăiți. Mulți oameni de treabă, pocăiți, au uneori copii care nu calcă pe urmele lor. Și una dintre marele suferințe ale multor credincioși și este că nu au copii întoși la Domnul și se roagă permanent pentru ei și bine fac. Un exemplu este în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, un fecior de împărat foarte bun. Este vorba de Manase. Manase este fiul lui unui om foarte evlavios, un împărat, împăratul Ezechia, un om care a avut o experiență deosebită cu Dumnezeu, a ajuns împărat la 25 de ani și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Spune Sfânta Scriptură că el a făcut ce este bine ca tatăl său David. Cu toate că nu era descendentul imediat al lui David, acest Ezechia și-a luat ca model al vieții sale, model de urmat pe David și a călcat pe urmele lui David, care într-un fel a devenit părintele lui spiritual. Nu a călcat pe urmele tatălui său. Tatăl său, Ahaz, a fost un împărat extrem de rău, foarte idolatru, ce să vă spun, n-a lăsat urme bune deloc pentru copiii lui. Să știți că întotdeauna copiii noștri pot să aleagă și de obicei aleg două variante. Ori imită exemplul taților, a părinților, ori se revoltă împotriva modelului părinților. Iată-l pe acest Ezechia, care se revoltă împotriva unui tată idolatru, unui nepocăit și unui om dedat la toate păcatele care erau practicate în vremea aceea. S-a revoltat împotriva acestui stil de viață și a hotărât ca modelul vieții sale să fie David, să calce pe urmele lui David. Ei bine, ironia este că și el are un băiat care se revoltă împotriva modelului său și nu calcă deloc pe urmele părintelui său, pe urmele tatălui său. Ezechia a făcut o serie de reforme extraordinare, a deschis ușile casei lui Dumnezeu, le-a adres templu, a refăcut închinarea, a restabilit preoția, tot sistemul de închinare și de jerfe de la templu a fost reabilitat și reîmprospătat. Reintroducerea Paștelui, sărbătoarea Paștelui, uitaseră evreii de ea și o reface din nou, restabilește acest obicei și poruncă dumnezeiască în același timp. Conduce întreaga țară la o mare trezire spirituală și tot neamul său se bucură de acest om al lui Dumnezeu care este un exemplu extraordinar. Apoi are o victorie strălucită împotriva lui Sanherib,
împăratul Asiriei, împăratul Siriei. Se bucură de popularitate, se bucură de prosperitate, toată împărăția lui. Succesul este însă destul de periculos uneori, chiar și pentru oamenii de bine. Cineva a spus că succesul te deformează, pe când insuccesul te formează. A avut mare succes, dar se pare că este un verset în Vechiul Testament în care ni se spune despre fudulia lui Ezechia. A început să se mândrească și a descoperit calitățile deosebite și a început să se uite cam des în oglindă. Și atunci Domnul i-a trimis o boală ca să îl ajute un pic să descopere cine este el. Știți întâmplarea aceea extraordinară când, auzind vestea că trebuie să-și pune casa în rânduială și să plece din lumea asta, a plâns cu amar. Profetul Isaia este trimis înapoi și Domnul îi mai dă 15 ani lui Ezechia. 15 ani care sunt adăugați la împărăția lui de succes. Manase însă crește în casa acestui om deosebit și nu învață nimic de la taică-său. Se revoltă împotriva acestui model de om pocăit, nu? Lui nu vrea să audă de pocăiți și de biserică și de Dumnezeul lui și își alege alte modele pe care el le urmează. Este foarte influențat de gândirea cananiților, a neamurilor înconjurătoare, nu? Probabil era tot timpul pe internet, nu? Să vadă ce se întâmplă în jur. Avea prieteni în alte domenii decât cele la care îl îndemnau părinții. Este influențat, deci, de gândirea aceasta cananită și modelul său nu este deloc inspirat din faptele părinților săi, din faptele oamenilor de bine din timpul lui. Este fascinat de idolii păgâni din jur. Ajunge împărat la 12 ani. Mă gândesc că Ezechia fi avut mai mulți copii, mai mulți băieți. Nu, de obicei împărații nu numai că aveau mai multe neveste, dar aveau și mai mulți copii. Nu știu de ce l-a ales pe ăsta și la 12 ani. Dar ajunge împărat la 12 ani și idealul vieții sale nu este Dumnezeul tatălui său, Dumnezeul părinților săi, ci sunt idolii Canaanului, mai ales Astarteia, nu? Zeița mamă a fertilității, a dragostei, a războiului, nu? Introduce închinarea aceasta care întotdeauna se petrecea cu orgii, cu lucruri atât de mizerabile și de păcătoase, încât nu poți să vorbești despre ele. Introduce statuia ei de închinare în templu, în locul cel sfânt. Se închină lui Baal, care este, de fapt, Bali, era un plural, pentru că foarte multe popoare din timpul acela aveau diferite soiuri de Bali, nu? Este zeul furtunilor, este într-un fel considerat bărbatul, soțul acestei Astartei. Spune Sfânta Scriptură că nu numai la aceștia doi se închină acest Manase, dar populează întreaga țară cu chipurile acestor zei și nu numai atât, dar se închină la toată oștirea cerului. Se înconjoară de vrăjitori, de cei care cheamă duhurile, de ghicitori, de astrologi, de tot ce vreți, în afară de profeții lui Dumnezeu. Pângărește templul lui Dumnezeu, introducând această statuie în templu. În Doi Împărați, în capitolul 21, avem aici un verset extraordinar, versetul 7. A pus idolul Astartei pe care îl făcuse în casa despre care Domnul spusese lui David și fiului său Solomon, în casa aceasta și în Ierusalim pe care l-am ales din toate semințiile lui Israel, vreau să pun pentru totdeauna numele meu. Ei, acolo unde Dumnezeu dorea să locuiască, acolo a introdus-o pe această zeiță Astarteia.
Zidește altare întregii oștiri a cerului. În 2 Cronici, capitolul 33, versetul 5, cuvântul Domnului spune așa: a zidit altare întregii oștiri a cerurilor în cele două curți ale casei Domnului. Nu numai locurile sfinte au fost pângărite, dar și curțile casei Domnului au fost populate peste tot cu statuile și altarele acestor zeități. Duce o întreagă țară la rătăcire. O întreagă țară este dusă în rătăcire. Dar nu numai atât, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că omul acesta s-a dedat la o groază de crime, de acte criminale, și în cuvântul Domnului în 1 Împărați, capitolul 21, 2 Împărați, capitolul 21, ni se spune așa la versetul 16, Manase a vărsat de asemenea mult sânge nevinovat, până acolo încât a umplut Ierusalimul de la un capăt la altul. Afară de păcatele pe care le-a săvârșit și în care a târât și pe Iuda, făcând ce este rău înaintea Domnului. Comite o groază de crime, probabil crime politice. Își împușcă și el adversarii când fac campanie electorală. Se ocupă exact de ceea ce s-au ocupat în tot timpul politicienii acestei lumi. Comite păcate, spune Sfânta Scriptură, să-L enerveze, să-L supere pe Dumnezeu. Intenția păcatelor sale este să-L supere pe Dumnezeu. În ultima instanță, scopul păcatelor ăsta este să-L supere pe Dumnezeu. Am întrebat odată un coleg de serviciu care înjura îngrozitor de Dumnezeu. Am spus: măi, de ce înjuri de Dumnezeu? Înjură și tu altceva, mea. Zice: nu, așa mă răcoresc, zice, așa mă simt cel mai bine. E îngrozitor ce se întâmplă. Oamenii păcătuiesc să-L supere pe Dumnezeu. Iertați-mă, dar am impresia că cei care au organizat acum Jocurile astea olimpice de la Paris au organizat scena aceea atât de dezgustătoare. Imaginați-vă cina cea de taină lui Leonardo da Vinci, jucată acum de toți homosexualii și transgenderii și scursoarea aceasta mizerabilă a societății, nu? În locul în care era Domnul Iisus pe pictura lui Leonardo, era un drag queen. Și se pare că era americană această cucoană care a desacralizat în felul acesta portretul Domnului, să zicem așa. Acum, eu nu cred că pictura lui Leonardo da Vinci are de a face ceva cu sfințenia sau că așa ceva s-a întâmplat în odaia de sus. Dar când tu organizezi Jocuri Olimpice pentru pacea și înțelegerea tuturor neamurilor Pământului, nu? Să faci o asemenea desacralizare este să superi pe Dumnezeu și să superi jumătate din lumea asta care este creștină, nu-i așa? O inclusivitate, nu toți să fie incluși în afară de pocăiți și de creștini, nu-i așa? E bine, păcatele întotdeauna au rolul acesta să-L supere pe Dumnezeu, să-L enerveze pe Dumnezeu. Nu cred că Dumnezeu a fost foarte fericit să vadă vițelul de aur pe care l-au pus parizienii ca decor al acestei olimpiade, nu? Eu nu cred că Domnul Iisus Hristos a fost foarte fericit să vadă, eu știu, un călăreț pe un cal de argint mecanic, nu? În mod batjocoritor la adresa lui Hristos, care vine victorios în fruntea oștirilor sale, pe norii cerului. Simbolurile acestea sunt menite să supere pe Dumnezeu, să enerveze pe Dumnezeu, să calce în picioare onoarea lui Dumnezeu. A făcut din ce în ce mai mult rău înaintea Domnului ca să-L mânie, ca să-L supere, spune 2 Cronici, capitolul 33, versetul 6, partea B. E bine, oamenii merg cu păcatele până când îl supără într-adevăr pe Dumnezeu și care trimite câte o pedeapsă împotriva lor.
Spunea un predicator pe care l-ascult în ultima vreme, este un catolic din Australia. E foarte ciudat cum arată și cum predică acest om, dar îmi place curajul său. Spunea, sunt păcate care într-adevăr îl supără pe Dumnezeu, dar sunt unele care îl provoacă să pună bâta pe noi. Unul dintre aceste păcate este când dezonorăm creația lui Dumnezeu, când ne batem joc de proiectele sale divine. E bine, când ne batem joc de Hristos, când ne batem joc de venirea sa a doua oară, când ne batem joc de jertfa lui unică pentru păcatele noastre, va veni mai devreme sau mai târziu nuiaua lui Dumnezeu peste noi. Este îngrijorător ce se întâmplă în lumea noastră. Cineva spunea că în Franța sunt cel puțin 3 atentate împotriva bisericilor în fiecare zi, în fiecare zi, minimul 3, uneori sunt mai multe. Dar lucrul ăsta se petrece peste tot în Europa, lucrul ăsta se petrece și în America acum. Să fii creștin înseamnă să fii ținta de batjocura cuiva. E bine să știți că nu împotriva noastră se ridică acești oameni, ci împotriva Dumnezeului nostru. Noi suntem, e adevărat, o țintă foarte sigură, pentru că nu reacționăm. Mi-a plăcut un reporter care pe străzile Parisului întreba un musulman, zice, ce zici de scena asta cu cina cea de taină? A, zice el, așa e, inclusivitate, toată lumea să fie... Ce bun, dar dacă ar fi fost despre Mahomet chestia asta, imediat s-au înfuriat. N-au îndrăznit să zică ceva despre Mahomet, pentru că susținătorii lui Mahomet ar fi făcut praștie întreg Parisul, i-ar fi dat foc. Ei, creștinii nu dau foc la nimeni, ei rabdă, ei iubesc, ei se sacrifică, de aceea suntem o țintă sigură. Noi nu reacționăm, noi suferim, noi murim pentru Hristos. Lumea în care trăim este foarte periculoasă, pentru că lumea este condusă de oameni ca ăștia, ca Manase. Într-o zi însă, Dumnezeu se supără și iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că a trimis împotriva lui, împotriva lui Manase, nu? I-a trimis pe căpetenii oștirii împăratului Asiriei, care l-au prins pe Manase, l-au dus în lanțuri și l-au pus în lanțuri de aramă în Babilon. Dintr-o dată, omul ăsta puternic care se bate și cu Dumnezeu, nu-i pasă de nimeni, nu? Face absolut ce vrea el. Are pe zeul războiului alături de el, nu? Pe Baal și pe nevastă sa. Ei, se trezește dintr-o dată în pușcărie acest rebel. Dintr-o dată se găsește în lanțuri și lanțuri de aramă. În mod specific, probabil împărații aveau un pic de lanțuri mai de gală decât ăia las de fier, nu? Lanțuri de aramă. Oricum, erau lanțuri. La pușcărie, în singurătate, spune Sfânta Scriptură că la strâmtorare a început să se roage. Dar la cine să te rogi? La Baal care te-a lăsat pe mâna celorlalți, Astartea, nu? Din pricina lor ai ajuns aici. Și a început să se roage, spune Sfânta Scriptură, la Dumnezeul părinților săi. La Dumnezeul părinților săi. Și a dus aminte de Dumnezeul lui tata. La Oradea aveam un quartet bărbătesc cu care mergeam la evangelizare și unul dintre cei care cântau era Vasile Muț. Vasile Muț era tenorul, avea o voce excepțională și Vasile Muț întotdeauna povestea și îl puneam la evanghelizări să spună povestea vieții sale. Tatăl lui era diacon în biserică și un om foarte credincios, fratele Muț, membru în comitetul bisericii. Și Vasile a ajuns la pușcărie pentru că s-a ocupat de furturi, de prostii, de ce se ocupau tinerii pe vremea aceea. Ajuns la pușcărie și acolo în celula aceea și-a dus aminte de Dumnezeul taică-său. Și a zis, mă, dacă eu ascultam de tata, nu eram aici acum. S-a pocăit acolo în pușcărie.
Și acum povestea la toți cum și-a adus aminte de Dumnezeu lui tata și că dacă ar fi ascultat de el, n-ar fi ajuns unde a ajuns. E bine, acolo la pușcărie, Dumnezeu a făcut un har deosebit acestui băiat în lanțuri, lanțuri de aramă, a început să se roage și să-L caute pe Dumnezeul părinților săi. Ce este interesant este că Dumnezeu este un Dumnezeu plin de milă și de îndurare. Spune Sfânta Scriptură că s-a umilit adânc, profund, s-a umilit înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ascultă cererile acestui nemernic, nu, pe care noi nu l-am fi băgat în seamă. Noi, mulți dintre noi, am fi zis, no, bine, s-a făcut Dumnezeu, în sfârșit, ai ajuns unde ți-ai pregătit, ești exact acolo, în locul pe care îl meriți. Dumnezeu nu este ca noi și slăvit să fie numele Lui, că nu este ca noi, nu? S-a lăsat înduplecat de rugăciunile și de umilința acestui om. Dumnezeu este Dumnezeul celei de-a doua șanse, ok? Contați pe ea. Chiar dacă aveți vreun Manase din ăsta prin familie, care cine știe unde-i dimineața asta, sau poate nu se poate trezi din pricina la ceea ce s-a întâmplat azi noapte, nu? Să aveți încredere în El că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care mai oferă o șansă. Îl aduce înapoi la Ierusalim. Îi dă tronul înapoi la omul ăsta. Știți că s-a pocăit nu numai de vorbe, ci de fapte. Urmează restituirea și repararea prostiilor pe care le-a făcut. Scoate afară imediat pe zeița aceea din templul lui Dumnezeu. Restaurează și întărește armata și Ierusalimul zidește un zid de protecție împotriva asupra Ierusalimului. Scoate statuiele și altarele care erau peste tot în casa lui Dumnezeu, face curățenie, reașează altarul lui Dumnezeu și jertfele și reia jertfele în fiecare zi de închinare înaintea Domnului. Poporul aduce jertfe acum numai lui Dumnezeu în întreaga țară. Se bucură de iertare și de reabilitare. Moare după ce domnește 55 de ani la Ierusalim. Este unul dintre cei mai longevivi împărați care au domnit la Ierusalim. E bine, dar întotdeauna păcatele noastre lasă consecințe. Sunt urme care rămân în urma păcatelor noastre. Am mai povestit asta că odată băieții mei, văzând filmele astea americane, au luat un cuțit de la bucătărie și dădeau în ușă, ușa de la intrare. Mi-am cumpărat și eu o ușă mai faină, puțin așa sculptată. Băieții au luat-o la lovituri de cuțit, să înfigă cuțitul în ușa mea. Când i-am găsit, ușa era ferfeliță. I-am iertat, bineînțeles, de păcatul ăsta, dar urmele au rămas. Ori de câte ori treceam pe ușa aia, mă gândeam la păcatele fiilor mei. Fiul său Amon, care vine la domnie, foarte ciudat, reușește să domnească 2 ani, nu ca taică-su 55. A făcut rău înaintea Domnului cum făcuse tatăl său Manase la început, nu la sfârșit. A umblat în toată calea în care umblase tatăl său, a slujit idolilor cărora le slujise și tatălui și s-a închinat înaintea lor, a respins pe Domnul Dumnezeul părinților săi și n-a umblat în calea Domnului, spune versetele 10 și 11 din capitolul din 2 Cronici. Problema este că consecințele păcatelor noastre rămân și unde rămân? În copiii noștri, în cei care vin după noi. Amon domnește 2 ani
este ucis într-un complot mizerabil. E adevărat că după el vine la împărăție un împărat foarte bun, Iosia, dar după Iosia vine Ioahaz. Ioahaz care domnește 3 luni, ăsta reușește să domnească 3 luni, este dus în Egipt de faraonul Neco, apoi vine Ioachin, un alt nepot, așa, omul acesta a făcut și el o groază de lucruri mizerabile, călcând pe urmele bunicului și străbunicului său. Ascultați-mă bine, viața noastră fără Dumnezeu va influența în mod negativ descendenții noștri, descendenții noștri. Atunci Domnul a trimis împotriva lui Ioachim cete de haldei, cete de sirieni și de moabiți, cete de amoriți, le-a trimis împotriva lui Iuda ca să-l nimicească după cuvântul pe care spusese Domnul prin robii săi, prorocii lui. Lucrul acesta s-a întâmplat numai după porunca Domnului care voia să-l lepede pe Iuda dinaintea lui, din pricina tuturor păcatelor săvârșite de Manase și din pricina sângelui nevinovat pe care îl vărsase Manase și care umpluse Ierusalimul. De aceea Domnul n-a vrut să-l ierte. N-a vrut să ierte consecințele astea. Să știți că dacă Dumnezeu ne iartă de o serie de păcate, consecințele rămân. Și din păcate rămân uneori la următorii care vin după noi, la descendenții noștri. Vreau să închei în încheiere spunând câteva lucruri. În primul rând, Manase seamănă cu un fel de fiu risipitor, dacă vreți. Pleacă de acasă, face prostii, consumă, nu e exemplu bun de la tata, nu-l ia pe tata exemplu cel bun. Dar atunci când ajunge la porci, când ajunge la greu, se pocăiește și se întoarce la Dumnezeu. Faptul că avem părinți evlavioși, să știți că nu este o garanție că și noi vom fi la fel. Depinde de modul în care vom împărtăși sau vom respinge modul lor de viață. Oricât de jos ai fi ajuns sau vei ajunge, să știți că pocăința întotdeauna îl poate îndupleca pe Dumnezeu să te ierte, să te reabiliteze, să te aducă înapoi acolo de unde ai căzut. Dumnezeu iartă păcatul mărturisit și de care ne lăsăm. Mulți dintre oameni cred că pocăința doar o declarație, așa, bisericească, eu știu, înainte de botez sau cine știe ce. Pocăința înseamnă o viață în care te lași de ceea ce ai făcut și repari pe unde poți prostiile pe care le-ai făcut. Unele consecințe vor rămâne. Chiar dacă Dumnezeu ne iartă, unele vor rămâne. Dar viața veșnică este mai importantă decât toate lucrurile. Să nu uitați, păcatele noastre vor avea efecte asupra altora. Oamenii din jurul nostru și uneori, cei mai apropiați de noștri vor fi afectați. Și suferințele vor fi probabil cele mai cumplite ale copiilor noștri. Tema din această dimineață este să ne încurajăm să ne întoarcem la Dumnezeu și să ne rugăm pentru iertarea noastră și a copiilor noștri. Și dacă aveți vreun Manase pe undeva, nu încetați să vă rugați Domnului pentru el. Și așteptați-l. Într-o zi, fiul risipitor vine acasă. Să nu pierdem nădejdea. Amin.